Lovitură pentru justiția din România, milionarul Puiu Popoviciu poate rămâne în Anglia. În Alta Curte de Justiție a Marii Britanii a refuzat extrădarea sa în România. Decizia este definitivă și spune că Puiu Popoviciu nu a avut parte de o judecată corectă la noi în țară. Puiu Popoviciu a fost condamnat în România la 7 ani de închisoare cu executare în dosarul Ferma Băneasa. Cu toate detaliile vine chiar acum în direct colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună ziua, Liliana, te ascultăm, ești în direct. Bună ziua, decizia luată în urmă cu puțin timp de către Înalta Curte de Justiție a Marii Britanii poate fi contestată de autoritățile române printr-o cale extraordinară de atac, mai exact printr-un apel la Curtea Supremă a Marii Britanii, însă probabilitatea ca această soluție să fie acceptată este foarte mică, având în vedere că pentru a apela la o cale extraordinară de atac în Marea Britanie, autoritățile române trebuie să dovedească faptul că prin decizia luată de Înalta Curte de Justiție din Marea Britanie ar fi fost încălcate o serie de legi fundamentale cu impact public, ceea ce este foarte puțin probabil. Puiu Popoviciu a fugit din România cu doar câteva zile înainte de condamnarea definitivă, condamnare dată în august 2017, iar ulterior a fost localizat la Londra, unde a început o serie de procese împotriva statului român, iar procesul de extrădare a durat practic 4 ani. Între timp, Curtea de Apel București a decis în 2018 confiscarea unei suprafețe de 224 de hectare de teren de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, teren care ajunsese, spun procurorii și judecătorii care au decis condamnarea ilegală în posesia lui Puiu Popoviciu, mai ales că terenul fusese evaluat în momentul în care l-a cumpărat la doar $1, deși la vremea respectivă prețul de piață era de peste 150 de euro metru pătrat. Decizia Curții de Apel București din 2018 a fost contestată însă din Londra de Puiu Popoviciu la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde avocații omului de afaceri au reușit anul trecut în iunie să obțină o victorie, astfel că prejudiciul care ar fi trebuit să se întoarcă la stat, estimat la câteva sute de milioane de euro, va rămâne în proprietatea lui Puiu Popoviciu.